Am bucuria să fiu martor alături de dumneavoastră la o lansare de excepție, pot să-i spun, pentru că nu atât de des ne este dat să ne întâlnim cu un autor de science fiction. Trăim într-o lume în care diversitatea scrierilor este la ea acasă și în care deseori poate avem impresia că science fiction-ul este realitate. Trăim tot felul de întâmplări care ne aduc mai aproape de viitor și care uneori poate ne surprind cu repeziciunea întâmplării. Nu am să insist foarte mult pentru că întotdeauna este foarte bine ca autorul însuși să se povestească pe sine și am te rog foarte mult pe domnul Florin Purluca, dragul nostru invitat de astăzi, să își prezinte la rândul său invitații și alături de dumnealor să trăim o după-amiază frumoasă, atât în prezența realității imediate, cât și în prezența viitorului adus în această carte. O să fac prezentările în ordinea numerelor de pe tricou de la stânga la dreapta. Domnul Dănuț Ungureanu, un mare scriitor de SF. Bine la găsit! Domnul Dănuț Găulică, scriitor și editor. Domnul Mihai Alexandru Dincă, scriitor. Doamna Teodora Matei, scriitor. Mike să facă introducerile, pentru că e un volum de excepție și nu pot să Să stăm așa, sper să mă auziți, să mă auziți. Încep eu pentru că oarecum sunt și din partea editurii, eu vândumă de colecția de SF a editurii. Suntem cinci scriitorii aici și mai avem pe domnul Florin Giorcă, nu? Da, nu. Alți scriitori de science fiction, din Focșani. Și doamna Antoaneta Vornic. Nu cunosc pe doamna Vornic. Dar a publicat la Nimirea. Știu, aia știu, dar nu o cunosc așa. Dar pe Florin îl știu din, de pe Facebook. Acolo trăim jumate de zi. De viață? De viață, da. Așa. Ce să vă zic? Teritorii s-au apucat de publicat, a început. Eu sunt la al doilea mandat la Tritonic. Acum 10 ani am făcut o colecție de science fiction, după aceea domnule noastre s-au despărțit și ca în orice poveste cu happy end ne-am reunit după 10 ani și am luat-o de la capăt, pentru că am rămas. Între timp, Tritonic a crescut și prin colecția de literatură publicistă. Bogdan Hribă, directorul editurii, a reușit să adune câțiva autori de romane publiciste. Și alături de editura Crimes in Press a lui George Arion, greu acest gen de literatură în România. După ce m-am întors la Tritonic, am pus la cale o mărșărie, că nu pot să zic altfel, să deturnăm autorii de science fiction, să-i provocăm, așa nu mai bine așa, să scrie literatură publicistă. Și eu cam scris-o, în afară de Mihai, cam toți. Ultima a fost eu, care am terminat acum 3 zile o poveste. Și de la Florin aștept, mă rog, va fi un volum. Mai un pic mai sigur. Da, Teodora a scos volumul și Danuțu are și o poveste. Dar e foarte faină povestea. Asta e una din bucuriile de editorie. Citești cărțile înaintea poporului, înaintea lumii. Și e tare faină sentimentul ăla. Am citit o carte foarte bună și am dat-o sunt singurul, în afară de nevasta autorului sau soțul sau știu ce numai amanții la copii nu prea, nu știu, pentru adulți. Așa, colecția de cărți polițiste, am luat 4 cărți, să vi le arăt așa. Uite, la scump, Petru a zice, numai femeile scriu despre crime în țara asta. Și mai eu înțeleg, mie îmi place foarte mult să spăl vase. Și o fac treaba asta de vreo 7 ori pe zi, așa. Că nu știu cum se face, când cineva, o doamnă, face un pic de ceva mâncărică acolo, toată bucătăria e plină.
Bine, eu când îmi pun două frine pâine cu ceva, toată bucătăria e plină. Așa iese. Așa că e normal ca femeile să scrie literatura polițistă. Literatura polițistă, în general, se scrie în serii. Chiar dacă nu avem criminali în serie, avem detectiv în serie sau polițiști, așa mai departe. Și de-aia vorbesc de uite, Lucia Verona, Crimă la Jubileu, dar numai cele prima carte dintr-o serie care o are în centru ei ca personaj pe Stella Marian Harrington, e o soprană, care se ocupă și cu dezlegatul crimelor, misterelor. Seria are trei volume la ora asta. Cred că volumul ăsta a și fost tradus în franceză, dacă nu mă înșel. Că mai ieșim, trebuie să ieșim în lume, să afle lumea că în România sunt scritori, în România se scrie și altceva în afară de literatură, despre cum era pe vremea comuniștilor. Eu am scris, pe vremele aveam niște rubrici pe Observatorul Cultural, pe Dinamateca, și tot scriam, băi, n-ar trebui ca în afară de romanele cu comuniști să scriem și altceva, adică nu, să le arătăm europenilor și altceva. Nu știu câți europeni mor după tema cum trăiau românii în comunitate. Știu că foarte mulți europeni citesc literatură polițistă, literatură SF, și atunci poate reușim așa să ieșim în Europa. Până să ieșim în Europa, deocamdată noi am ieșit în China, astă vară, eu și cu Dănuț, cu Bogdan Grip și cu Sebastian Korn, am fost la Târgu de Carte de la Beijing, o delegație de scriitori de science fiction. Și am avut un moment la standul României despre science fiction-ul românesc. Sper că anul ăsta și ajungem și în Europa, în drum spre China. Unde vrem să ne întoarcem, pentru că au mai rămas lucruri pe care le avem de... Nu le-am uitat, sau nu le-am descoperit, sau nu le-am mâncat, ca să zic așa. Tot patru am luat de pe masă. Urmă așa, Alexandru Lamba, e din Brașov, e volumul lui de debut. A avut mare succes cu cartea asta, a apărut acum un an, în martie. Noi avem un târg de carte science fiction, în martie-aprilie, cam așa e. Atunci a apărut cartea lui, a avut mare succes, a avut multe cronici la cartea asta. Și în, nu mai știu când a fost, la Convenția Europeană de Science Fiction, a luat un Encouragement Award. La ei sună mai bine decât la noi, dacă zici premiul de încurajare, arată ca naiba. Zici, a, săracul, hai să-l încurajăm, că nu e cine știe ce de capul lui, dar hai să-l încurajăm. La ei sună un pic altfel, e un fel de premiu de debut, premiul pentru tineri scriitori, am așa ceva. Deci asta e cartea lui Alexandru Lamba. Acum lucrez la al doilea volum al lui Alexandru, e tot roman, o să apară în luna asta, pe 25 avem lansarea la Brașov. Aurel Cărășel are o serie, Galaxia Sudică, sunt cam patru novele în fiecare volum, ăsta e volumul 2. El și-a făcut o lume galactică, și-a făcut o istorie pentru 30.000 de ani, o istorie a lumii date, cum să zicem așa. Și scrie novele pe care le plasează în anumite momente ale acelei istorii. A ajuns la volumul 2 și am deja la editură primit încă două volume, volumul 3 și volumul 0, care sunt o introducere în lumea care va fi. Cărășel a scris și două romane polițiste în seria cealaltă. Eugen Cadaru e alt autor care are acel premiu european pentru tineri scriitori. E al doilea volum al lui. L-am lansat acum vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel, pe 27 ianuarie la București. Sunt povestiri. Povestiri science fiction. El de obicei scrie un soi de realism magic, fantastic, dar în cartea asta a intrat în science fiction mai de-a dreptul, așa, mai cu bocanții. Dar acum era iarnă și atunci bocanții s-au potrivit. Pentru prima oară, după nu știu câte minute, pronunț numele lui Lucian Dragoș Bogdan, care scrie cărți polițiste, a început o serie, care romanul lui se întâmplă în Alba Iunia, de unde este el. Acum scrie la al doilea roman. Scrie romane de dragoste. Aveți? Nu l-am adus.
Nu, alea de Dragoșe nu le-am adus. Noi am avut acum câteva, o săptămână, două, o gală tritonică și am premiat în cele mai vândute cărți pe colecții, pe domenii cumva. Lucian Dragoș Bogdan a luat premiul pentru cea mai vândută carte, aia am premiat noi, având datele clare. Am zis să dăm premii pentru lucruri pe care se pot măsura, adică aia, valoarea e, mie îmi place aia, lui îmi place aia, altă, e ceva subiectiv, dar numărul de exemplare vândute e foarte clar, e matematică, n-ai ce. De cele mai vândute cărți în romanele de dragoste au fost la Lucian și tot el a câștigat și seria de science fiction. Mă bucur că sunt la Focșani, oricum am fost de mai multe ori în decursul îndelungatei mele vieți, cum o prezintă mai. Ce mi-am amintesc cu mare plăcere este că am fost la o lansare a cărților Roxanei Vornic, aici cu modestie în rândul 6, cărți foarte bune, și că bun prieten, îmi place să cred, cu George Cornilă, care e tot un autor focșenean. Vă recomand seria lui Regele Lupilor, care e o carte foarte bună și care ar merita mai multă audiență. Acum, trec la partea preferată a evenimentelor de genul ăsta, partea în care ți se îngăde să te lauzi și o să fac cu mare plăcere. Eu, cum spunea și Mike, sunt un autor dintr-o altă generație, sper că nu și dintr-o galaxie îndepărtată, cum zice Star Wars. Am scris și foarte mult, relativ mult, science fiction. M-am orientat și spre alte genuri, spre umor, mai ales. Am scris două sau trei volume de schițe umoristice, am colaborat cu grupuri umoristice, am scris câteva sute de scenarii pentru radio și televiziune, în acest sens. Într-o vreme m-am orientat, pentru că îmi făcea mare plăcere, către un gen, așa zis, fantasy urban, adică de ale noastre cotidiene, dar cu o picătură de fantastic, care ne ajută să trecem mai ușor peste încercările zilnice. Și mă regăsesc cu mare drag în acest grup tritonic, care bate țara în lung și în lat. N-aș zice, cum spunea Mike, că cineva e atras de la un gen către altul, respectiv despre science fiction, spre politic, sau invers, să dea domnul. Cred că e vorba mai degrabă de această literatură de gen, care ar merita mai mult și care este neglijată foarte tare. Și care includ science fiction, polițistul, romansul, dragoste, umorul, am văzut că e trecut și la genuri secundare. Și care, până la urmă, astea sunt genurile care ne plac foarte tare tuturor. Cu astea ne-am început lecturile încă din clasele primare și ar trebui considerate cu mai mult respect. Cred și în critica literară, și în asociațiile de genul unui scriitorilor și așa mai departe. Două dintre ele sunt apărute la editura Tritonic, pe care cu mândrie o reprezint și eu astăzi, dintr-o serie de autori, așa a plăcut lui Bogdan Fric să mă clasifice, negăsind probabil o colecție mai potrivită. Această carte, Viața și faptele haiducului Tănase Vlesia, o carte foarte vagă mie, este într-un registru care m-a atras de multă vreme, acest despre care l-am spus adineori, acest urban puțin fantezist. Este vorba despre
noi și viața noastră în oraș, în zilele noastre, dar cu, cu puțină deraiere către fantastic. E vorba în mare, ca să nu vă dezvolui toată lucrurile, despre un haiduc uman al zilelor noastre, care trăiește printre noi și care are un ucenic și îl învață să, să trăiască în, în aceste jungle care sunt orașele. Mă rog, aici e vorba de București, prin locații, prin denumirile cartierului, dar asta e, poate fi valabil pentru orice oraș, care în cele din urmă orașul are acest, acest mare defect că poate înnăbuși în tine aspirații, vise și așa mai departe, prin rutină zilnică, prin monotonie, prin cenușiu. E bine, acesta haiduc, că lasă în Răsia, supraviețuiește foarte bine acestor, acestor tare ale orașului și mai mult decât atât, învață un tânăr ucenic de al său să-i calce pe urme. Acest roman, care mie mi-e foarte drag, cred, și care, pentru o întâmplare, să zic fericită, a câștigat anul acesta premiul pentru cea mai vândută carte la colecția sa anul trecut, a vrut să fie la început un, un mic ghid amuzant de, de comportament în oraș și de supraviețuire. Cu vremea mi-am dat seama că va fi ceva foarte monoton dacă nu-i creez un personaj pe măsură și l-am creat pe acesta la Selăsia, însă nu mă puteam identifica cu el. Atunci, pentru că așa de bine îmi povestea despre orice volum a oricărui autor puțină romanță, mi-am luat cortul și m-am dus în Bulgaria vreo 17 zile. Am stat într-un sat pescăresc, departe de oraș și de alte tentații. Desigur că în satul ăla erau multe alte tentații. Și acolo am scris acest în Aselăsia, pe care l-am prezentat pe urmă editurii și m-am bucurat foarte tare că a ieșit o carte, zic eu, bună, care vă recomand, pentru că îl cunosc pe autor. Acesta este un volum foarte subțire, după cum vedeți din profil. E scos în colecția de comunicare a editurii Tritonic. Desigur, respectând regulile cultului personalității, are poza autorului pe, pe copertă, o copertă reușită. Și se numește autor de unul singur, Rețete pentru scrierea creativă. S-a spus de multe ori, a fost și el nominalizat pentru un premiu pentru cea mai vândută carte, dar asta nu este o scuză. El a apărut de-abia în noiembrie anul trecut. Am mari așteptări de la el pentru anul viitor, ca vânzări. Rețete pentru scrierea creativă este un subtitlu la care vreau să precizez că acest volum nu este un, un manual pentru scriere. Pentru cine vrea să scrie. Eu nu dau sfaturi și și spun în cuvântul înainte. Eu nu pot să-mi permit să dau sfaturi. De vreme eu am foarte mult de învățat. Eu nu sunt. Și consider că în continuu voi, voi învăța câtă vreme voi scrie. Însă e mai degrabă o colecție de ofuri și de necazuri pe care le întâmpină un autor, respectiv eu, în, în timpul actului scrierii, pe care știți cum e. Rău cu el și rău fără el. Deci nu fac altceva decât să semnalez niște chestiuni de care m-am lovit la un moment sau altul al activității mele și felurile în care am reușit să le surmontez. Dacă ele se vor potrivi și al cuiva, eu aș fi foarte fericit. M-am gândit de-a lungul drumului că venind aici dumneavoastră arătați un lucru foarte important și anume că vă pasă. Și nu, nu neapărat că vă pasă de un autor român, de un om pe care îl cunoașteți, fie de o viață, fie de un timp mai scurt, ci faptul că vă pasă de autorul român în general, venind la prezentarea editurii Tritonic, unde lucrurile se întâmplă cam ca într-o familie, fiecare are rolul lui, fiecare are un anume drum, numai că mai sunt deturnați și atunci mai scriem și câte altceva.
La editura Tritonii, în trecut am publicat un roman fantasy, Stăpânul Castelului, o culegere de povestiri polițiste amestecate cu puțin fantasy și SF, deci nu e polițist, dar cel ce simte. Volumul 2 din trilogia Omul Fluture, scris împreună cu Lucian Dragoș Bogdan, care este, se vrea și el un cyberpunk, iar cea mai recentă este Tot timpul din lume, o carte din colecția Cașmir, o poveste de dragoste, cu două cupluri care se destramă din anumite motive și din câte un membru al fiecărui cuplu se naște o anume relație. Eu am spus că nu e chiar de dragoste și atunci aștept ca cititorii să vadă dacă e dragoste, dacă e dependență, dacă e obsesie și așa mai departe. Pot să spun două vorbe despre Florin? Da, pentru că nu eram în program. Ne-am bucurat tare mult să aflăm ca cotai de lansare la Gabeamus. Am fost alături de el, am luat cartea, am citit-o. Cred că a fost printre primele și nu pentru că era satirică, dar eram curioasă. Pentru că îi citesc prozele de vreo 2 ani sau 3, cam așa, din 2014. Sunt și în redacția Gazetei SF, o revistă online de science fiction și fantasy, unde Florin, cred că a debutat, da, a debutat la Gazeta SF și atunci citisem povestiri de ale lui. Și am fost oarecum uimită să descoper cum fabrici un semizeu, cum să fabrici un semizeu, că avea câte puțin din ele, însă era cu totul altceva. Este un military clasic, cu o acțiune liniară, cu personaje nu foarte multe, dar sunt foarte bine conturate și aportul fiecărui personaj e foarte important în dezvoltarea ideii, pe care nu o să vă spun, pentru că scopul este să aflați dumneavoastră. Nu facem spoiler. Deci sperăm ca la final să treceți și pe la taraba cu cărțile noastre, să ne întrebați dacă vreți să știți ceva despre noi, despre ele și să le răsfoiți. Mă bucur să fiu aici în Focșani, n-am mai fost niciodată în orașul ăsta și mi-a plăcut. Deși mă leagă, sunt legat cumva de el, profesoara mea de matematică din liceu și din școala generală este din Focșani și ea cumva m-a împins spre SF într-un fel. Mi-a plăcut matematica și mi-a plăcut științele. O să vorbesc și eu puțin despre Florin. Eu l-am cunoscut pe el pe internet, în primul rând prin scrierile lui din Gazeta SF. Apoi am devenit și prieten pe Facebook. Mă simt onorat să fiu aici la lansarea cărții lui. Am înțeles că este o carte foarte bună. N-am apucat să o citesc, deși este pe lista de citit și eu tot astăzi o să o cumpăr. Înțeles că o să vă ofere ceva din Dune, o să vă ofere ceva din military sci-fi clasic, o lume postumană în care omenirea a evoluat, a evoluat și tehnologia foarte mult și există o simbioză între androizi și plante, chestie destul de interesantă, eu n-am mai întâlnit-o până acum în SF. Acum aș vorbi puțin și despre cărțile mele, sunt debutant, încă mă pot numi. Cartea pe care am lansat-o la Tritonic este de fapt a doua, deși este la o zi distanță de prima pe care am lansat-o, se numește Înainte de Neant. Un volum de povestiri care adună ce am scris eu în intervalul 2014-2016, trei povestiri scurte, trei mai lungi, destul de întunecate, dar sunt variate, adică abordează diferite teme și din știință și, nu știu să zic așa, din futurologie, poate. Cea de-a doua carte, Narcopunk, este un SF psihedelic, petrece, să zic, un viitor apropiat, este o novelă. Text de sine stătător. Acesta, îngăduința editurii Tritonic, îl prezint tot aici, este de la altă editură, de la Millennium, dar mă bucur că se află aici dintre celelalte cărți de la Tritonic. Acum, cred că
trebuie să las pe Florin să vorbească, că deja simt că am tras cu toții de timp și... Sau... Mi-a făcut de când am dat de el, de poveștile lui, și l-am urmărit... Am debutat profesionist, a fost în Argos. Am primit contract. Profesionist, chestia aia. Am devenit profesionist. Da, bine. Argosul fiind o revistă pe care o fac eu. La momentul ăsta, chiar dacă n-am mai aflut de vreo jumătate de an, dar face contract cu autorii, îi plătește o sumă de... Câteva bere acolo, nu, dar nu aia contează, important e... Pire de margă, dacă e una mai așa. Da, și așa mai departe. Important e, oamenii au scos. Nu e Uniunea Scriitorilor Genial din România, e Uniunea Scriitorilor. Pentru prezentări, înainte să fac o scurtă prezentare cărții, o să răspund la două întrebări pe care le primesc cel mai des. Cu amabilitatea noastră, o să vi le expun exact așa cum sunt. Păi ce-i în capul ăla tău? Sunt niște idei care s-au adunat sub forma unui nucleu în ani. Și e ca și cum ai pune o sămânță într-un ghiveci, o uzi și apoi începe să crească. Apar frunzulițe care sunt și pe copertă. Și de aici rezultă o chestie care se numește cum să fabrici un semizeu. Din ce am observat, deși aș fi dus într-o altă direcție, personajele care au prins cel mai mult au fost personaje secundare. Acei roboți conduși de plante, care am încercat să fiu original, toată lumea spune că am reușit, mulțumesc mult. Și da, sper să vă placă, e o chestie la care am muncit, exact ce spuneam mai. Da, am început să... M-am documentat, pentru că, într-adevăr, munca unui scriitor DSF, care nu vine, practic, din domeniul ăsta tehnologic, eu sunt de partea medicală, e un pic cam riscant, așa, încerci marea cu degetul, s-ar putea să te trezești, exact cum spunea Mike, un domn care are un doctorat în fizică cuantică și spune: hai, nu vrei să bem o bere, să te explic eu de fapt cum stă treaba. Și nu că beau bere, dar prefer să fie în alt context, să nu... Așa. A doua întrebare este, de regulă, are legătură psihiatria cu ceea ce am făcut? Pentru că sunt mulți colegi mei. Și ca să citez un clasic în viață, are, dar nu prea. Pentru că, teoretic, am avea noi, dar n-avem mijloacele. Adică, trebuie să investim puțin în nave spațiale, în arme și e un pic cam riscant. În altă ordine de idei, este o carte science fiction din subgenul SF militar. E omenirea, sunt oamenii care pleacă pe o altă planetă, încearcă să-și găsească un leagăn acolo, să-l reinventeze, leagănul, să găsească o comuniune cu natura. Și cum poți să înțelegi mai bine natura decât dacă îi dai glas? Și acești roboți asta fac, dau glas plantelor, pentru că oamenii de acolo vor să păstreze natura, planeta, exact așa cum este. Și apoi vin tot oamenii care vor să se facă rău și există conflictul dintre două specii, practic, pentru că oamenii care au plecat acolo au ajuns pe o planetă Kepler-62f, care de fapt nu este atât de science fiction pe cât pare, pentru că planeta asta chiar există, a fost descoperită în 2015 de sonda spațială Kepler și are un indice de similitudine cu Pământul de 0,9, adică 90% din ce găsim acolo găsim și pe Pământ, deci dacă găsim... Da, nu mă raporta la ele. Recuplarea, să cum zicem, deconectarea e scumpă, reconectarea iar e scumpă, las-mă așa. Dacă e ceva, vorbești cu doamne, doctor, un axiar, ceva, la urmă. Dar îmi stric minunăția. Da, ce să vă mai spun? Nu vă spun că e cea mai bună, pentru că știu că este. Adică nu are rost să-i spun lucruri despre care sunt vorbim, despre care le știm și sunt evidente.
sper să existe o continuare, pentru că am primit un feedback mulțumitor, chiar reacții plăcute din partea unor scriitori care știu ce fac și fac treaba asta bine și mi-au spus, domnule, fă treaba asta continuă. O să merg la serviciu, o să intru dintre dragii noștri pacienți. Trebuie mai suspicios un pic. Da. Deci am spus ca să continui pe o direcție greșită. Așa spun, da. Dar de fapt, dacă să mă gândesc bine, cred că avem câteva personaje care îmi dau teoria peste cap în timp real. Mi-am adus aminte că, de fapt, avem un... Era un domn pacient care a spus că, la un moment dat, acum vreo 2 ani, într-o zi de vară foarte frumoasă și foarte călduroasă, că dacă îi dăm răgaz și o cafea, o să ne mărească salariile. Deci, oarecum există o conexiune acolo, că salariile s-au mărit. Trebuie să găsim o modalitate, să adunăm cât mai mulți de ăștia în zona asta, ca să fie treaba bună, nu de altfel, dar trebuie să trăim și noi și nu trăim exclusiv din... Nu cred că nu știu voi. Mai sunt care au scăpat. În rest, i-am luat pe toți și ce m-a determinat pe mine cel mai mult să am foarte mare încredere în ei e faptul că, ce bag la înaintare, ai spus că ne scoți afară, da? Acum, dacă tot e filmat, nu afară din sală, afară din țară, ești filmat, dar nu poți să mai negi acum. E un lucru foarte, foarte mare, pentru că e o investiție sufletească pe care toată lumea, nu știu, e o chestie la care toată lumea lucrează, toți vrem să fim, să arătăm lumii că putem și noi. Și noi știm că putem. O să se luați după ce o să ne cumpărați cărțile că putem cu adevărat. Nu pot să mă obțin, dar trebuie să... Dar sunt foarte modest, așa, de fel. Da. Nu vă mai povestesc alte lucruri despre carte, pentru că o să descoperiți, citind rândurile. Nu vă face să râd, că nu sunt conectat. Acum sunt conectat foarte în regulă. Nu fac nimic, sunt sincer, sunt corect. Pot... Nu știu, dacă mai aveți ceva întrebări, ceva, tot cei din... Cei capul tău sunt dispus să vă răspund. Vorbim la serviciu. Vorbim la serviciu, da? Tratamentul pusăm pe urmă. În altă ordine, de mulțumesc colegilor scriitori că au acceptat invitația mea să vin aici. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, dragi colegi, că ați făcut efortul ăsta să mă susțineți, să ne susțineți. Și sper să ne revedem, sper să vă placă foarte mult cartea, foarte mult, da? Ne invită la el acasă. Spunându-vă, toți acei scriitori care au scris de bine despre el, au scris pentru că l-au văzut așa frumușel din Focșani și au zis, trebuie încurajat. Ce să vă zic eu, în încheiere, până la urmă, doamnelor și domnilor, sunt, deci asta e echipa Tritonic, Teodora Matei, Mihaleța Grădincă, Corin Porluca, Dămânț Ungureanu și cu voia dumneavoastră, ultimul colista Mihail Haulica. Noi încheiem aici, felicitările masa și dansul urmează. Masa cu cărți undeva în zona aia, înainte să plecați. E un nene care stă așa în ușă și dacă n-aveți o carte, nu puteți pleca. Așa că, așa, pițuri au toți, de dat autografe. Au înghețat toată dimineața în mașină, am înghețat ce să spunem noi acolo, așa. Ce să le termină. Uite, are două pițuri, un optimist, așa, e merge și alții ieși. Da. Cam asta a fost. Sper că v-ați simțit bine, măcar pe jumate când ne-am simțit noi de bine.